aici în București a nins civilizat pentru luna ianuarie, adică cam cum trebuie să fie, uitați și voi, puțin așa cât să simți. Dar în restul țării e panică mare. Mai ales prin Moldova, unde situația e albă și blocată. În școlile din Bacău, Botoșan, Brăila, Buzău, Galați, Neamț și Suceava, cursurile au fost suspendate parțial și mai multe drumuri au fost închise. Mai exact, 600 de școli din Moldova au lăsat elevii acasă și la fel au procedat alte 29 de unități de învățământ din alte județe. La Iași pare a fi cel mai rău, cu trafic înghețat pe mai multe bulevarde, oameni care nu au mai putut ajunge la serviciu la timp sau unde aveau treabă și ar fi fost un peisaj feric dacă s-ar fi întâmplat acum 2 săptămâni, când toată lumea era în vacanță și autoritățile s-ar fi frecat fericite pe burta plină de sarmale că nu trebuie să intervină urgent. Iar în Vaslui, o femeie a născut acasă după ce ambulanța care a fost solicitată să vină să o transporte la spital a rămas înzăpezită pe drum. Noroc cu o asistentă care a avut prezența de spirit și determinare, care a luat mașina primarului și a asistat nașterea. Femeia și copilul au ajuns în cele din urmă la spital după aproape 8 ore. Din nou e clasicul scenariu că ne-a luat iarna prin surprindere, pentru că ce să vezi, nimeni nu se așteaptă să ningă iarna de foarte mulți ani încoace. Voi vă dați seama cum era dacă se întâmpla asta în București? Se bloca efectiv toată economia, mureau corporatiștii în metrou.